Sunt nutriționist Diana Artene, doctor în nutriție oncologică și haideți să învățăm să ne hrănim după diagnosticul de cancer. Dieta neutropenică este o dietă veche de peste 30 de ani, încă recomandată de diversi medici și nutriționiști, fără a fi demonstrată științific, doar pe bază de presupuneri. Această dietă veche de când bunica presupune simplist că anumite categorii întregi de alimente trebuie scoase complet din alimentația persoanelor cu neutropenie pentru a evita infecțiile de origine alimentară. Însă, de peste 20 de ani, avem studii complet ignorate de clinicianul superocupat, care în plus față de zecile de pacienți pe bandă rulantă trebuie să mai răspundă în 3 minute și la întrebările despre nutriție. Frecvent, pacientul nu primește nicio recomandare. Sau maxim primește o foaie printată cu aceleași recomandări valabile pentru toți, de la copii de 3 ani cu leucemie, la adulți de 30 cu sarcom, la adulți o leacă mai adulți de 60 de ani cu glioblastom. Ce atâta nutriție oncologică? Fie nu te ajută cu nimic, ia de mănâncă tataie de toate, fie mănâncă doar alimente cultivate bio și culese de virgine spălate de roa pură de la răsărit. Doar că astfel de foia 4 cu pseudo-recomandări nutriționale umplu de confuzie pacienții nemai știind ce să mai înțeleagă din ce pot sau ce nu pot să mănânce pe parcursul tratamentului oncologic. Iar confuzia este cu atât mai mare cu cât pacientul este, de exemplu, mai mic. Dieta neutropenică este recomandată copiilor cu leucemie aflați înainte de transplant. Mulți medici și chiar dieteticieni care lucrează în clinici de renume, încă recomandându-le părinților acestora să nu consume legume sau fructe crude, pește, ouă sau lactate. Pe baza unor presupuneri vechi de 30 de ani, încă înnebunim de cap părinții copiilor cu cancer, de exemplu, să-și hrănească copiii cu stixuri și crembuști bine fierți, care teoretic sunt surse de infecție mai puțin periculoasă decât dorada la cuptor cu piure sau struguri fără semințe. Doar că, în ciuda foii A4, pe care sunt de obicei scrise pentru orice pacient cu neutropenie astfel de recomandări, studiile arată că pacienții oncologici de orice vârstă cu neutropenie care continuă să consume aceste alimente, însă doar cu grijă la igiena alimentară, nu au avut mai multe infecții alimentare decât cei care au exclus complet toate aceste categorii de nutrienți. Iar multe studii arată chiar că pacienții cu neutropenie, copii sau adolescenți cu leucemie înainte de transplant, care au consumat astfel de alimente clasic considerate interzise, au avut o mai bună protecție față de infecții, dezvoltând mai puține, nu mai multe infecții de origine alimentară. Regula de bază este ca tot ce este vegetal să fie foarte bine spălat, iar tot ce este animal să fie foarte bine preparat termic. Deci, dacă sunteți părinții unui copil cu leucemie, chiar în perioada dinainte de transplant, sau dacă sunteți pacienți oncologici adulți sau o leacă mai adulți și aveți neutropenie, pentru evitarea infecțiilor de origine alimentară este important să nu consumați carne sau pește insuficient preparate termic precum preparatele la grătar, la aburi, peștele afumat sau conservele de pește, icre, sushi sau fructe de mare, mezelurile, chiar și cele preparate acasă sau bio fără nitrit,
pizza cu mezeluri, sandvișuri cumpărate sau salatele ce conțin acest tip de produse din carne semi-preparată, lactatele și brânzeturile de la producători, produse din lapte nefiert sau nepasteurizat, și ouăle cu gălbenușul moale, ouăle poșate sau alimentele care conțin în produsul final ou insuficient sau inadecvat preparat termic, precum maioneza, creșnitul sau bezelele. Aceste reguli de igienă și alimentele cu potențial de contaminare crescut, de care am vorbit mai devreme, nu trebuie evitate doar de pacienții oncologici cu neutropenie, ci de orice persoană cu imunitate scăzută. Persoanele cum ar fi cele cu boli cronice inadecvat ținute sub control, boli gastroesofagiene, diabet, insuficiență renală avansată, ciroză sau, de exemplu, copii în episoade infecțioase acute sau bătrâni au imunodeprimați. Însă, literatura științifică de specialitate arată că în condiții de imunitate scăzută este important ca pacientul să consume legume, fructe proaspete, lactate, pește, carne și ouă. Ce trebuie evitat sunt doar alimentele inadecvat spălate, inadecvat preparate sau gătite, nu categorii întregi de nutrienți.